Hai! Hai! Hai, nu mai plecați aiurea! După ce vă dau acțiune, aveți 3 secunde de liniște, da? Acțiune! Hai! 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Tu începi, nu? Tu începi. Eu încep. La mine în cartier e o casă de pariuri pentru pariuri agramați. Se numește Alpha Beta. Știi că aligatorii au o speranță de viață de 100 de ani? Pentru că aligatorii sunt optimiști. Mi-am făcut analizele și a trebuit să merg la doctor să mi le interpreteze. Hemoglobină 9.5. Volum trombocitar mediu 17. Am văzut o focă agresând sexual un pinguin de 8 ori. Până mi-am dat drumul. Știi de ce urșii fac mormor? Pentru că sunt ipohondri. Cum se numește când nu ești fidel unui acord cu Germania? A înșelat Merkel. Mergeam pe stradă și în spatele meu am auzit... Și m-am întors repede să văd cine a pus frână brusc și de fapt era un pinguin care vindea pliante. Le împărțea. O să vezi, mă, pliante! Cât ai fost pliantul? Știi că de obicei bărbații sunt mai timizi la prima întâlnire? De asta prefer femeile. Știi care e cea mai potrivită meserie pentru un șarpe? Care? Bibliotecar. Știi că la prezervativ în daneză se spune Svangerskab for a big and mi... Ce încerc să zic este că în Danemarca se fac mulți copii. Fii atent. Dacă un avion pleacă la ora 8.30 din București spre Milano, cu viteza de 560 de km la oră, iar distanța dintre cele două orașe este de 2600 de km, la ce oră ajunge avionul? Scrie pe bilet. Am văzut o poză sepia cu un comunist. Era Gheorghe Gheorghiu Bej. Când l-am întâlnit pe Carlos Dream, stătea agățat într-un perete. Eram într-un muzeu de pictură. Cum se numește când ai o mică ceartă cu iubita care e la ciclu? Tamponare ușoară. Cioc, cioc. Cine? Câinele. Care? Câinele pe care. Știi
Știi că viteza de propagare a durerii în corpul uman este de 110 metri pe secundă? Deci dacă mă fuți la cap, instantaneu mă doare în pulă. Știi cum devii biolog? Îți tai ambele picioare. Unui copil i-a fost furată cutiuța cu fermoară în care ținea penițele de aur. Ăsta e caz penar. Zilele trecute m-am masturbat în lift. A doua zi m-a sunat liftul care sarcină maximum. Am fost la un salon unde fac masaj cu tot felul de uleiuri. Nu m-au dat pe spate. Gata. Așa, hai. Nu știu ce înseamnă asta. Încep tu. Eu? Da. Știi care e deviza ălora de la poliția rutieră? Cine s-a fript cu ciorbă, suflă și în fiolă. N-am râs. Așa. N-am râs. Deci, Eminescu a spus ca să faci o femeie fericită, îți trebuie o muncă sisifică. Important e ca după să nu rămâi cu sisifilis. Dacă îți fut un cuțit în mărul lui Adam, o să ai roșu în gât. De ce te sui vulgar? Ar trebui să scriu o carte pentru gay începători care se numească How to Begin to be Gay. Nu am urât astea. Știi ce zice o mașină de spălat pe patul de moarte? Dați-mi niște calcon. Știi că mașina de spălat trăiește mai mult cu calcon. Așa, hai că o dau eu pe următoare. Deci, îmi plac foarte mult cărțile scrise de mexicani care au făcut parte din găști gen MS-18, cum ar fi Herman Hesse. Am bătut odată un om de zăpadă până i-au sărit fulgii. E ironic că eu pot asimila un iaurt fără grăsime. Știi la ce cântă un homosexual într-o orchestră? Da. Știi? La fagot. Mă bucur că pizza are doar 2 de zi în ea, că dacă avea 3 îți dădea somn. Cercetătorii de la NASA se pare că au descoperit un univers paralel în care există păduri fără uscăciuni. Doar în stand-up și pe șantier se fură material. Știi când ești? Mamă, o să fie oribil. Zi. Știi când ești super dependent de droguri? Când tragi și draperiile. Ia zi, m-am angajat la RCS RDS. Nu zi tu. M-am angajat la RCS RDS. DG? DG.
comedii, stătea în militari. Mai nou s-a mutat în Central. Avem și noi românii un poet orb. Ana Blindiana. Dacă Mihai Eminescu era ardelean, poezia aia suna așa: somnorații păsărele pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, meri în pulă. Știi cât am vrut să zic? Băi, bă, băratule, bă. Oalelei. Știi care e fast food-ul preferat al lungurilor? Snack Attack. Știi cine are dragonul roșu din București? Calisi. Asta e referință la Game of Thrones, nu? Eu nu m-am uitat și asta. Vodafone oferă acum exact ce își dorea Pablo Escobar, Dumnezeu să-l ierte, trafic nelimitat. Cine are grijă de mafia din Japonia? Corrado Katana. Suntem prea bătrâni pentru gluma asta. Eu trebuia să mai am, trebuie să mai am una. Nu, nu cred că asta a fost. Bravo. Tu începi? Tu, că ai pierdut. Știi cum se cheamă magazinele IKEA în Marea Britanie? Nu. IKEA. Ok. Știi ce a zis Chuck Norris când a venit sfârșitul lumii? Bună ziua, aș dori să-mi renuiesc abonamentul. De ce fetele ajung să se îndrăgostească de profesorii lor? De ce? Sunt singurii bărbați care le ascultă. Da. Dacă salamul săsesc se numește salam săsesc, salamul țigănesc se numește chorizo? Care e animalul preferat al lui Pomohaci? Oh, vine. Rechinul ciocan. Era bună dinainte, oricum. Puteai să fie și un hamster, nu știu de ce. Știi care e asemănarea dintre a viola pe cineva și a mânca ceva dulce? Nu. Îți place foarte mult când o faci, dar după aia te simți un pic aiurea. Știi de ce prietena mea bea foarte rar apă? De ce? Pentru că are suficientă rezervă în cocoașă. Mai am aici. Are două cocoașe. Una cu apă caldă, una cu apă rece. Ok. A strigat. Ok. Știi care e poezia preferată a lui Scărlătescu? Nu. Călin Filet de poveste. Tata lucra la CFR. Când luam note mici, mă lua la împins vagoane. De ce a demisionat actrița de filme porno? Nu știu. Se săturase să-i se arunce totul în față. Acum imaginile din satelit sunt de calitate foarte, foarte bună. Dacă dai zoom pe o plajă de nudiști, poți să spui că ai fost în pulă cu satelitul. Am cunoscut un om într-un scaun cu rotile. Așa. Părea la locul lui. Iartă-mă, Doamne, pentru asta. Dacă vrei să pui un nume mașinii tale, e bine să fie același nume ca al nevestii. Că dacă te întreabă unul ce faci, uite, merg cu nevastă să o spăl, că s-au căcat porumbeie pe ea. Ok.
De ce se cheamă pensie alimentară dacă mama și-a țigări? Eram curios sau? În liceu mergeam la doctor și ziceam, hai scutește-mă. Știi de ce evrei sunt cei mai deștepți oameni de pe pământ? Nu. S-au și triat foarte mulți. Cum beau doi ciungi? A, e bună, știu că e bună. Cot la cot. Știam că e bună. Oh. Cum aduci un om în pragul disperării? Cum? Îl strângi cu ușa. A râs un pic ăsta, că e max. Cum trag homosexualii beșini? Cum? Cu frică. Da. Dacă 7 țigani stau la coadă, se cheamă șirindian? Gata. Da.